Bănuților, bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi vă voi arăta cercei și ce am eu aici, adică cercei și inelele și tot ce am eu pe aici. Înainte să începem, vreau să vă spun că îmi plac foarte mult bijuteriile și o să vă arăt ultimii mei cercei și ultima de pus la un lănțișor. O să vi le arăt ultimele pentru că îmi plac foarte mult acelea. Ok. Primii cercei sunt... stați. A, nu. Întâi am această chestie de pus la lănțișor. Și îmi place tare că are o pietricică acolo și scripește. Stați să focusez. Hai mă. Îmi place. După acești cercei care... Da. Sunt alți țigănești de aia am primit și cred că îmi stă bine cu ei. Mie îmi plac totuși dacă sunt verzi, da. Îmi plac broscuțele pentru că sunt abonat la Anca Brască și sunt o broscuță. După am acești cercei care i-am de la mama mea, care îmi plac tot așa foarte mult. Îmi plac foarte tare. Și sunt foarte drăguți. Îmi stă bine cu ei. Sunt finuți. Așa, după am aceste trei inele. Primul este așa. Și acesta. Care l-am privit de la o colegă. Până acesta. Forma acesta care este foarte drăguț. Așa ne dau. Și acesta, care e plin de bile. După, am acești cercei super drăguți. Cred că îmi stă bine cu ei, dar nu-mi plac să pot așa. Nu-mi plac acești cercei să-i pun. Da, zici că sunt umbreluțe pentru furnicuțe. Vedeți? Sunt foarte drăguțe. Foarte drăguț că sunt cercei. Pe urmă, cerceii mei vechi care purtam. Cred că m-ați văzut în unele videoclipuri cu ei. Așa. După am acest lanțic simplu, este simplu, nu știu de ce e. Și cred că mă stă bine că practic e un simplu lanțic. Foarte drăguț. Îmi place că e așa ca nisipul. Așa, și le-am pe toate cele care le-am prezentat. Ok, după am acești cercei care i-am primit în set cu asta. Astea, acești cercei, toți care am primit un set cu cercei ăștia și asta de la lănțic, așa. După am o chestie de pus la cercei a mamei, dar nu știu sigur cum se pune chestia aia sau nu știu ce e. După chestii de astea transparente, stați să vi le arăt aici. Vedeți? Plac foarte mult. Așa. Nu, pe alea nu vreau să le scot. După am acești cercei care nu seamănă, pentru că nici acum nu le-a găsit mama perechea. Asta e primul cercel și ăsta e al doilea care e super, super drăguț. După este această brățară, era să zic că e un lanț, este brățară, l-a zis să le pun așa, aoleu, nu stă bine, nu? Dar să cred că da, mie îmi place, că îi place să dea like, cum îmi stă așa. Cred că o să pun odată ceva așa să seamănă. Îmi place foarte mult brățara de asta.
Și credeți-mă, parapapam, ultima care am primit-o acum nu știu câți ani de la un coleg de 8 martie, când se dă mărțișoare, am uitat când e 8 martie, nu? Stați. Și da, cam acestea au fost. A, da, și brățara asta care o am de la tati. Acum noi vorbim despre bijuterii. Și da, cam atât a fost acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, adică să vă abonați și să apăsați pe clopoțel ca să fiți în rând cu mine tot ce postez. Și să mă urmăriți pe Musical.ly, pentru că mi-am făcut și eu un cont. Mă cheamă Cristina Ține 2008. Da, sunt pe telefonul mamei, dar nu contează, eu postez foarte des acolo. Și da, o să mă vedeți, o să-mi vedeți și scrișurile și camera și aproape tot. Și pisica, pentru că am făcut un Musical.ly cu ea. Deci da, pa prieteni!